Da, bine. Bună seara, încă o dată. Referitor la meci, aș vrea să spun niște cuvinte banale că a fost un meci greu, dar așa este campionatul. Astăzi că toate echipele sunt practic egale și lupta în fiecare etapă, cum vedeți, scoruri mari, nu sunt mari, nu sunt, pentru fiecare punct este foarte important și noi astăzi iarăși am demonstrat caracterul, avem, am demonstrat dorință foarte mare și prima dată în istorie am câștigat la Zimbru, pe terenul central. Da? Felicit toți spectatorii și felicit băieții, le mulțumesc, este o victorie binevenită și cred că e meritată. A treia victorie, dacă nu știți la rând, s-a pornit motorul la Ginsam, în sfârșit, așa cum vă doriți când ați ajuns, ați venit la echipă? Da, întotdeauna orice antrenor dorește să câștige meci de meci, dar nu ne uităm la nimic, ne gândim numai la meciul următor. Fiecare următor meci este cel mai important, la el ne gândim, dar la urmă, toamnă, vedem ce avem, la ce ajungem, dar asta e foarte important. Da, avem și noi niște probleme cu băieții accidentați, avem probleme cu și în meci, cu trebuie să mai lucrăm foarte mult la posesie, cam ne grăbim să jucăm simplu, da, păstrăm scorul mai calm puțin, dar când va veni încrederea, că avem și puncte, va veni încrederea, atunci cred că se va îmbunătăți și acest lucru. Și adversarii pe care am jucat până acum au fost foarte puternici, deci miza rezultatului era foarte importantă. Da, mulțumesc!